Știți foarte bine că le-am aruncat pe câmpuri pentru că era piața la un moment dat arhiplină de roșii și plus că vin și din partea cealaltă cu roșii frumoase, fără gust și ieftine. O concurență, zic eu, care ne dă pe termină cu chestia asta. Deci, să ni se permită în cadrul programului să cultivăm orice fel de altă legumă. De ce? Exact cum a spus dumneavoastră, programul acela de minimis, tomata. Oricum, anul acesta s-ar fi terminat. Trebuia să facem alt program de minimis, pentru că toată lumea în țară, legumicultorii, mă întreabă, domnul ministru, dar numai tomate există în legumicultura românească? Și oricum, legal, un program de minimis înseamnă să aduci, să vii cu un sprijin pe un anumit sector aflat în dificultate, 3 sau 4 ani, după care muți sprijinul pe altceva. E logic. Noi ce gândim? Noi gândim să facem un program prin care să ajutăm oamenii să-și facă sere solarii sau să-și perfecționeze serele solarile, pe de o parte, pe de altă parte, să-și facă depozitare și procesare. Pentru că dacă n-ai depozitare, nu ai cum să vinzi decât ieftin. Iar procesarea îți aduce o plus valoare.